Sau de? Stimată doamnă ministru, sănătății doamna Nimerenco, stimată doamna Carmina Velasco Ibanis, reprezentată Agenției Internaționale de Energie Atomică, dragi colegi, stimați reprezentanți media, îmi permiteți în numele colectivului Institutului Oncologic să vă spun bine ați venit la acest eveniment de lansare al echipamentului brahiterapie 3D, deci este un serviciu actualizat, upgrade, unic în țară, iar echipamentul care îl avem funcțional astăzi în Institutul Oncologic este chiar unic în regiune, în regiunea noastră. Acest eveniment a fost posibil datorită programului național, specific obiectivul 3, care presupune sporirea accesului la diagnostic și tratament la servicii oncologice și are un subobiectiv dedicat fortificării serviciului de radioterapie. Colectivul Institutului Oncologic, pacienții, sunt recunoscători pentru echipamentul care avem astăzi instalat și funcționează deja în Institutul Oncologic și suntem recunoscători pentru suportul continuu al Ministerului Sănătății, nu doar cu această ocazie, dar suport solid de durată în fortificarea domeniului de radioterapie, în cazul concret, dar și în general al Programului Național de Control al cancerului. Îmi permiteți să invit doamna ministra Sănătății, doamna Alena Nimerenco, pentru inaugurare. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult! În primul rând, mă bucur foarte mult să o avem astăzi alături pe doamna Carmina Velascos, domnule director, stimați colegi. Eu sunt bucuroasă să particip la acest eveniment de inaugurare a unui echipament nou, fiindcă cunoașteți foarte bine că una din prioritățile mele este să modernizăm sistemul de sănătate și o altă prioritate este patologia oncologică, să oferim medicilor, personalului medical, cât mai multe instrumente, astfel ca dumneavoastră să puteți să demonstrați profesionalismul dumneavoastră, iar pacienții să poată să beneficieze de o calitate foarte înaltă a serviciilor medicale oferite aici, acasă, și să nu le caute peste hotare. Aceasta este unul din obiectivele noastre cele mai principale la minister, să oferim cât mai mult, mai larg acces cetățenilor noștri la servicii moderne medicale. Și mă bucur să particip astăzi la inaugurarea acestui echipament foarte important pentru medici, pentru ca să asigure un tratament eficient și modern, cu succese terapeutice, mai ușor de înregistrat în comparație cu alte tratamente, deoarece este mai puțin nociv și dumneavoastră cunoașteți din punct de vedere tehnic care este prioritatea acestui tip de tratament și mă refer astăzi la faptul că noi inaugurăm serviciul de brahiterapie în 3D în cadrul institutului dumneavoastră. Deci cunoaștem foarte bine că administrarea acestui tip de tratament cu radioterapie, deci este mai benefic din cauza că poate atinge strict ținta, organul, tumoarea despre care este vorba și este mai puțin nociv pentru alte organe, alte părți ale corpului sau în general întregul organism și medicii pot atinge efecte chiar și mult mai rapide. Și, de asemenea, pentru noi este foarte important că am putut să atingem o cooperare foarte apropiată cu Agenția deci de Energie Atomică, Agenție Internațională, și mi-aduc aminte că în 2 ani în urmă, când am auzit-o pe Carmina vorbind la un microfon, eu practic, ca să nu o pierd, am alergat printre scaune, că eram cu tot în altă parte a sălii și deci practic am sărit peste rânduri, peste scaune libere, ca să o prind și să discutăm despre oportunități care ar putea să ne le ofere organizația pe care o reprezintă dumnea ei, institutului dumneavoastră, și am dezvoltat într-adevăr mai multe linii de cooperare și dumneavoastră le cunoașteți pe toate celelalte, despre care vom vorbi separat în alte evenimente atât de frumoase ca și cel de astăzi, dar astăzi noi vorbim de cooperarea pentru a fortifica serviciul de brahiterapie și el poate fi modernizat doar simplu, pentru prin instalarea unui echipament nou și modern de care dumneavoastră ați beneficiat
este unul foarte modern, după cum a subliniat domnul director, este unic în regiune, deoarece este cu utilizarea tehnicii 3D. Deci costul total este egal cu 319.500 de euro și este o donație oferită Republicii Moldova, Institutului dumneavoastră, Ministerului Sănătății, cu generozitate de către Agenția Internațională Atomică și eu cred că trebuie să spunem mulțumesc și să aplaudăm agenției și Carminei pentru acest efort. Aparatul nu ne-a așteptat pe noi cu acest eveniment, dar a fost inaugurat încă în ianuarie, la sfârșitul ianuarie, astfel deja 87 de paciente au putut să primească tratamente și au beneficiat de mai mult de 300 de ședințe. Eu vreau să folosesc această ocazie frumoasă și să subliniez că Ministerul Sănătății susține necondiționat dezvoltarea oncologiei în țară și avem o instituție atât de performantă pe care trebuie să o aducem la standarde internaționale, așa ca Institutul Oncologic, și o să vă spun că doar în ultimii 2 ani, deci noi am investit o sumă, Ministerul, din diferite resurse, bani bugetari, proiectele pe care le-am derulat cu susținere internațională, donații, echipamente noi și moderne, în sumă de 100 milioane lei. Unele din ele încă se instalează și o să avem evenimente frumoase împreună cu dumneavoastră, dar eu o să trec în revistă câteva din ele, care sunt importante și institutul nu le-a avut, și aceasta înseamnă acces mai jos pe care îl dețineau pacienții la aceste servicii de diagnostic sau de tratament. Deci, dumneavoastră, ați fost asigurați și în curând va începe să funcționeze tomograf computerizat, ultrasonografie, aparate de imagistică prin rezonanță magnetică, generator electric, stații de producere proprie a oxigenului, aparate pentru anestezie, monitoare pentru funcții vitale, analizatoare pentru aprecierea echilibrului acidobazic, mese de operații, lămpi pentru sala de operații, brancarde modere, troleuri de resuscitare, paturi medicale, mamograf și multe alte echipamente care sunt mai mărunte. Și unica mea rugăminte față de dumneavoastră este să susținem acel mesaj anticorupție care îl adresez totdeauna și vreau să vă rog să vă aliniați politicilor Ministerului Sănătății și politicilor guvernării, deoarece avem să îndeplinim această agendă foarte severă de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în care cel mai important element este justiția, iar elementul anticorupție este cel mai important în tot ce ține de justiție. Și vreau să vă rog să susțineți deci aceste mesaje prin acțiuni foarte concrete și să aveți o grijă foarte mare și respectuoasă și cu multă empatie față de cetățenii Republicii noastre. Eu vă mulțumesc încă o dată, Carmina, vă felicit pe cei care veți utiliza acest echipament, vă doresc succese foarte multe și cred în acel mare, undeva 80% de personal medical care sunt aliniați absolut la toate politicile noastre de a schimba sistemul de sănătate și țara la față. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă ministră, pentru cuvinte de încurajare, pentru suportul continuu. Într-adevăr, doar în 2022, 456 de echipamente noi instalate. Nu mă refer la tensiometri sau echipamente mici, dar echipamente de importanță majoră au fost instalate în Institutul Oncologic, ceea ce a fost de 5 ori mai mult decât decât s-a instalat în 5 ani precedenți anului respectiv. Toată această informație o puteți găsi pe website-ul nostru, sunt în rapoartele noastre, vă invităm să le studiați. Activitățile de modernizare ale serviciului radioterapie sunt realizate în cadrul cooperării Republicii Moldova cu Agenția Internațională de Energie Atomică. Țara noastră a devenit, deci a semnat statutul acestei organizații încă în 1998 și de atunci Moldova beneficiază de proiecte de cooperare tehnică. Deci, practic, tot serviciul de radioterapie total sau prin suport parțial a fost realizat cu suportul continuu al acestor programe de cooperare tehnică și
inclusiv echipamentul de astăzi este realizat în cadrul proiectului MOL 60-11, vor fi și alte echipamente, au fost și instruiri, fortificarea capacităților umane. Deci, cu această ocazie, îmi permiteți să invit pentru lansare pe doamna Carmina Velasco de la Agenția Internațională de Energie Atomică. Carmina, welcome. Thank you very much. Da, sunt curios, mă stăresc să aduc mesajul. Thank you very much, Your Excellency, distinguished audience, ladies and gentlemen. It is a very big pleasure for me to be present today in the opening of this center. Is it? Is it better? Better? Yes. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, este o plăcere a mea să vă vorbesc astăzi, să participați la întâlnirea cu dumneavoastră. Yes. So, as I was saying, it is my big pleasure to be here in the opening of this new brachytherapy service of the National Center of Oncology. La lansarea acestui serviciu de radioterapie, care este brachytherapie 3D. Because the International Atomic Energy Agency has accompanied the hospital on its journey to the establishment of this new service. Pentru că Agenția Internațională pentru Energie Atomică se aduce aportul pentru instalarea acestui serviciu la noi, la dumneavoastră, la Institutul Oncologic. Since 2016, the IAEA has worked closely with the hospital in the fight for cancer. Din 2016, Agenția Internațională pentru Energie Atomică lucrează în cadrul acestor proiecte. The IAEA has supported the modernization and improvement of the radiotherapy facilities. Agenția Internațională pentru Energie Atomică își aduce aportul pentru îmbunătățirea serviciilor de radioterapie. And in addition to the support of this new brachytherapy system, the IAEA has also co-funded the procurement of 2 linear accelerators and additional medical devices. Adițional la acest serviciu care se lansează astăzi, Agenția de la Internațională pentru Energie Atomică își aduce aportul pentru procurarea unui accelerator linear pentru radioterapie care va fi instalat. Through the new project, the IAEA is also envisioning the support of the procurement of a 3rd linear accelerator. Și un nou proiect care este lansat va fi iarăși destinat inclusiv pentru lansarea unui nou accelerator. And we are hoping to strengthen also the nuclear medicine services through the introduction of radionuclide iodine therapy for the diagnosis and treatment of thyroid cancer. Și ne vom aduce aportul și la lansarea unui nou serviciu de medicină nucleară, cum ar fi terapia cu iod radioactiv. As we all know, in the Republic of Moldova and in all the countries of the world, cancer is placing a very bad burden on human health, on the people, and of course on the medical health system. Pentru că în Republica Moldova, ca și în alte țări, cancerul se aduce o presiune foarte mare asupra sănătății cetățenilor umani. This is why the IAEA launched the new initiative, the Race of Hope Initiative, which seeks to establish partnerships and mobilize additional resources to help the countries. Și reușind din asta, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a ieșit cu o nouă inițiativă care se numește Rază de Speranță pentru a acumula mai multe surse extrabugetare exact în implementarea serviciilor oncologice. The aim of this initiative is to help the countries reduce the gap in the access to cancer care by precisely increasing the access to radiotherapy, nuclear medicine and medical imaging. Și inițiativa respectivă este exact destinată pentru
a lărgi accesul pacienților de cancer la toate serviciile oncologice, cum ar fi radioterapia, brachiterapia, medicină nucleară. The support provided in the Republic of Moldova is in line with this initiative. And today, this is a milestone that we would like to congratulate because of the efforts from the Minister of Health, from the staff of the Institute of Oncology. This is a great demonstration of the successful cooperation and the results that we can achieve when we work together, the Republic of Moldova and the IAEA. Și vreau să felicit cu evenimentul de astăzi, care este o bună dovadă pentru cooperarea noastră a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică cu Ministerul Sănătății Republicii Moldova și tot ce se face pentru acum și în viitor pentru noi. And I would like to close my remarks by assuring that the IAEA has a firm commitment to continue supporting the fight for cancer in Moldova and throughout the world. Thank you very much. Deci Agenția Internațională pentru Energie Atomică are o intenție foarte stabilă pentru a ajuta Republica Moldova și mai și în viitor pentru implementarea unor astfel de proiecte în scopul luptei cu cancerul. Și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim încă o dată pentru suport, pentru încurajare, pentru tot ceea ce faceți pentru țara noastră, pentru echipa noastră și pentru pacienții din Republica Moldova. Suntem extrem de recunoscători. Evident că echipamentele sunt importante, dar resursa cea mai importantă este resursa umană și, doamnă ministru, stimați colegi, vreau să vă asigur că avem echipa potrivită, cea mai instruită în domeniul respectiv. Deci domeniul de radioterapie este unul unic, pe lângă medici participă fizicieni, tehnologi, tehnicieni, asistenți medicali și alte servicii care vin în suportul realizării acestor tratamente, care sunt unice, indispensabile în tratamentul complex, modern al unui pacient oncologic. Vreau pe această cale să aduc mulțumiri tuturor care au participat și participă la realizarea acestui proiect și în numele echipei de radioterapie vreau să invit pe doamna dr. Ludmila Ieftodiev cu un cuvânt de inaugurare. Bună ziua! Stimată doamnă ministru, stimată doamna Carmina Jumilescu-Delașco Elizabet, Stimată audiență, asistăm astăzi la un eveniment foarte important de modernizare a serviciului de brachiterapie cu un aparat care se numește Bravos High Dose Rate, cu microsursă radioactivă Iridiu-192, care ne asigură transferul de la o tehnică mai veche 2D la o tehnică 3D, care se mai numește tridimensional. Deci termenul brachi vine din limba greacă și înseamnă distanțe scurte, ce explică iradierea la distanțe mici și reprezintă o metodă de tratament avansat ce presupune amplasarea sursei de radiație în tumoare sau în imediată ei vecinătate și permite administrarea unei doze mari de radiație țintit la nivelul formațiunii tumorale, totodată protejând expunerea la radiații a țesuturilor sănătoase învecinate, astfel toleranța la tratament fiind mai mare și toxicitatea cu mult mai mică, care este și scopul radioterapiei moderne. Lanțul tehnologic al ședinței de radioterapie prin tehnica 3D este cu mult mai complicat, absolut diferită de tehnica anterioară utilizată, dar cu precizie mult mai înaltă. Dacă prin tehnica 2D la etapa de pregătire a pacientului către brachiterapie se utilizau imagini de radiografice ortogonale, planul de tratament fiind calculat de fizicianul medical manual, la elaborarea planului de tratament prin
tehnica 3D sunt utilizate imagini achiziționate printr-un tomograf computerizat. Definitivarea volumului tumoral ce urmează a fi iradiat este stabilit cu multă acuratețe, iar durata ședinței fiind calculată prin utilizarea unor algoritmi matematici de către sistemul computerizat pentru planificarea tratamentului. Monitorizarea regresiei în dimensiuni al tumorii după fiecare ședință are loc la fel prin tomografie computerizată, ceea ce ne permite să elaborăm un plan de tratament cu ajustarea volumului supus iradierii în continuarea tratamentului. Pentru reducerea disconfortului pacientului, procedura de implantare a sistemului de aplicatoare se face prin administrarea anesteziei sau printr-o premedicație, după caz. În realizarea unui plan de tratament este implicată o echipă medicală formată din medic, oncolog, radioterapeut cu o pregătire în brahiterapie, fizician medical, medic anestezist, asistent anestezist, asistent de brahiterapie și un tehnician radiolog. Modernizarea serviciului de brahiterapie a fost posibilă datorită cooperării cu Agenția Internațională a Energiei Atomice prin Proiectul Național de Cooperare Tehnice MOL-6011, cu asistență tehnică nerambursabilă. Aceasta este o donație foarte valoroasă și importantă pentru țara noastră. E oportun și necesară acum să aduc mulțumiri sincere Agenției Internaționale a Energiei Atomice și anume doamnei Carmina Jimenez-Pelașco Elizabeth, care manager de proiecte, care a depus foarte mult efort, care ne-a ghidat pe parcursul proiectului cu sprijinul ofițerilor tehnici și ofițerilor în procurări al agenției. Aducem mulțumiri Ministerului Sănătății și Administrației Institutului Oncologic pentru implicarea activă rezolvarea problemelor stringente în serviciul de radioterapie. Mulțumim tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect pentru contribuția dumneavoastră care va spori considerabil calitatea serviciilor de brahiterapie și satisfacția pacienților. Mulțumim pentru atenție! Eu să-mi permit să mă mai întorc o dată la microfon, fiindcă vreau să subliniez toată recunoștința noastră acestei echipe minunate de medici, tehnicieni și vreau ca presa să promoveze aceste mesaje. Noi avem medici extraordinari de experimentați, doamna Etodiev, și noi cunoaștem acest lucru la minister. Noi avem doar de corectat o hotărâre a guvernului pentru ca să oferim și fizicienilor și tehnicienilor salarii pe care le merită, deoarece sunt colegii noștri și sunt resursa umană în sănătate, indiferent care nu este diploma, și la următoarea majorare de salariu neapărat vă veți regăsi într-o altă rubrică și aceasta este foarte important. Și eu încă o dată subliniez, eu vreau să transmitem în societate și mass media să ne ajute că Republica Moldova are foarte mulți medici pregătiți, ei au lucrat deocamdată cu acele echipamente pe care le-au avut în dotare, pe care le-au moștenit de foarte, foarte mulți ani. Și este foarte important că atunci când aducem echipamente moderne care sunt vai, să avem acești medici, acești tehnicieni alături de noi, să-i încurajăm, să-i susținem și să-i demonstrăm întregii societăți, astfel ca medicii să aibă și o susținere din partea societății. Și mesajul este pentru pacienți, de asemenea, că ei aici, la Institutul Oncologic, atunci când vor urma aceste tratamente, sunt pe mâini bune. Și eu felicit colegii pentru succesul de a lucra cu aceste echipamente tridimensionale, cum ați spus dumneavoastră, și să vă doresc foarte multe succese și pacienți care revin acasă bucuroși că le-ați luat povara bolii sau ea a devenit mult mai ușoară. Mulțumesc tare mult, doamna Ecodă! Vă mulțumim, doamnă ministru. Cu această evenimentul a luat sfârșit. Invităm mai bine doar de văzut decât... Să vorbim, da. Deci mergem prin Andreea, conduci. Ce preparation.
You can see the design of, you can see the design, the whole design of the doors. This one is too expensive. Yes, for the wall. This one is too expensive. They are because we have because here we have some protection, radio protection. But this will remain as a piece of museum. So how old was the department? It's good enough to keep it. Yes, but as long as it's just to write here a piece of museum from the last time. Este brachiterapia face parte dintr-un tratament triplu, unde este radioterapie externă cu chimioterapie, ulterior după ce avem regresul tumorii, aplicăm brachiterapia. Fiecare pacientă se examinează individual și se decide ce fel de aplicatoare trebuie să inserăm în cazul restului tumoral pe care îl avem. Pacienta care vine la procedură, este pregătită din dicuseară, vine la procedură, aici avem cotoliu și încăpirea unde are loc inserția aplicatoarelor. După ce facem inserția aplicatoarelor, pacienta merge la tomografia computerizată, unde îi se face tomografia. În baza tomografiei, noi delimităm tumoarea, restul de tumoare rămas, plus organele care sunt de risc. Ulterior, cu fizicianul medical, facem planul tratamentului, după ce este aprobat planul de toți fizicienii și de medicul curant, mergem în sală de tratament a pacienții. În sine, tratamentul durează până la 10-15 minute, per total. Este greu, lanțul tehnologic, din ce punct de vedere greu. A planificării să fie tot minuțios, să fie tot corect, să fie tot la standardele cele mai înalte. Acum putem să mergem să vă arătăm. Aici este sala... Ciobanu Nicoleta, șefa secției radioterapie. După ce pacienta vine și facem aici inserția, mergem la tomografia computerizată care este pe coridor, probabil dumneavoastră ați mai fost la noi vizită și știți unde. După procedura de CT, informația ne vine scanul, iată aici. Tatiana. Beneficiul brachiterapiei este, constă în acea că noi tratamentul aplicăm asupra restului tumoral, având mare grijă de organele adiacente, care sunt fizica urinară, rectul și intestinele. De fiecare pacientă este programată număr de 4 ședințe să aibă. După fiecare ședință, noi avem regresul tumorii, ceea ce ne arată conform CT-ului, regresul tumorii și însănătoșirea pacientei. Monitorizarea este foarte benefică în cazul dat, cu rezultate care le avem în timp real. De exemplu, în cazul dat, dacă putem vedea un tratament la un pacient real, putem vedea că se delinează doar zona interzată, unde a rămas, este un rest tumoral. În brachiterapia cu 2 dienți, până la acest moment, se trata un erau șablon pentru toți pacienții. Adică, nu contează restul tumoral care era, se dădea la toți pacienții aceeași cantitate de aceeași centimetri, în dependență de un șablon precalculat. În cazul dat, cu ajutorul medicului și fizician, putem delinia doar restul tumoral și dat doar în această zonă. Ce ne oferă asta? Un control tumoral mult mai bun, sigur, și de asemenea o doză mult mai mică la organele de risc adiacente care ar putea suferi. Este un control foarte localizat. Aici putem vedea, vă arăt dozele care și-au dus colorat și uitați-o. Cum se vede, este doar în zona interesată avem maximum de doză. La organele de risc, cum vi zic, sau rect, este mult mai mică. Și de asemenea, avantajul brachiterapiei în 3D, putem vedea o
putem vedea diferența între primele ședințe, de exemplu, în cazul... Revizie, da? Da. Se vede în timp real, fiindcă de obicei se două între ședințe și ședințe, uitați, prima ședință. A doua ședință, vedeam, de cel mai multe ori, se vede un volum de tratament mult mai mic de iradiat. A treia ședință, adică nu-i doar 3D, dar dacă am putea vorbi, este un tratament adaptativ. Și adaptativ, adică nu e adaptativ la schimbările tumorale care există între ședințe. Nu se face, de fiecare dată se face o tomografie, de fiecare dată se face o nouă planificare, de atât procesul este mult mai îndelungat decât prima e personalizată, a doua e ca o radiochirurgie, cum am vorbit. De exemplu, în cazul dat, dacă brachiterapia până acum se făcea un... Tu făceai în fiecare dată, se făcea implant de către doctor, dar tratamentul se aplica același tratament, 3-4 ori. Acum nu, noi fiecare tratament e ca un pacient nou. Da, e ca un nou tratament de zero. Adică tomografia, delinierea, calcularea și tratamentul individual, nu doar pentru pacient, dar de la ședință la ședință, individualizat. E ceva care practic în regiune nu avem. Și uitați, la ultima dată, de exemplu, volumul considerabil mai mic decât primele două ședințe. Nu se poate să întrebați. Voi vedeți voi vedeți cum a pus acum la studiile cea mai urgentă și la americană, o să știu brancarde, super multe, ce care nu vă pot spune. E o problemă cu brancarde? E. Aici e cel mai important. După ce este aprobat planul, ăsta este aparatul nostru Bravos, o resursă în capsulă specială este în aparat. După ce este aprobat planul, pacienta vine aici, pe fotoliu ginecologic, și cu aceste tuburi se conectează la aparat. Este verificare de multe ori a pacientii, familia, numărul, ședința și se conectează nemijlocit la aplicatorul care este în tumoare. Prin acest tub are loc livrarea sursii din aparat în tumoare și tratamentul respectiv. Pacienta este monitorizată în camera de planificare, atât vizual cât și audio. La finele tratamentului, pacienta este condusă în sală de extracție a aplicatoarelor. Pe parcursul anilor 2022-2021 am făcut tratament de la 439 până la 510 pacienți. Asta este bun. Conform, datorită planificării 3D, noi livrăm iradierea exact în restul tumoral care îl avem. Și organele adiacente, vezica urinară, rectul, intestinul, primesc minimale doze de iradiere. Le protejăm maximal posibil. Și maximal în tumoare este dat tratamentul radian. Știam că până acum cumva era factorul de durere, disconfort. Dacă acest aparat cumva ameliorează? În sine, aplicatoarele noi sunt din ce în ce mai moderne. Noi putem să considerăm că procedura este mini-invazivă, cu minim dureri. Pacienta după procedură pleacă acasă, cu mică monitorizare de jumătate de oră după procedură. Și în producerea anestezii. Da, și sigur, și cu anestezii, în dependență de pacientă, vârsta pacientului, comorbiditățile pe care le are. Tot se face conform să decide după ce este consultat în Consiliul. Vreau să ne spuneți ce anumitate, cum vă descurcați? Nu aveți aparatul acesta? Până acum, adică... Noi am avut aparat brachiterapie, dar era 2D, care nu ne permitea atât de exact să controlăm tumoarea, atât de exact să protejăm organele adiacente. Evoluează tot, tehnica în radioterapie evoluează cu viteză luminii, de ce noi, la ora actuală, avem ultimul aparat care este performant și foarte util și necesar în tratamentul cancerului de tumor. Da.
Să-l luați? Da.